Salutare și bine ai venit la acest training! Este un training special, este un training izvorât din experiența practică a peste 20 de ani ai mei pe care i-am în lucrul cu diferite persoane, cu diferite afaceri. Este ceea ce am văzut, dacă vrei, ca un fir roșu la toți oamenii care au obținut succes într-un anume domeniu de activitate. Fie că vorbim de carieră, fie că vorbim de afaceri, fie că vorbim de orice domeniu ai are cineva dorință pentru succes. Aceste 5 ingrediente le-am văzut regăsindu-se absolut în toate situațiile, uneori la modul intuitiv, alteori la modul conștient, alteori la modul inconștient, dar în toate cazurile în care am întâlnit succes. Dacă ar fi să facem o radiografie, să punem lupa, să vedem ce a condus acea persoană la succes, vom regăsi cu siguranță aceste 5 ingrediente despre care noi vom discuta astăzi. Câteva lucruri despre, despre mine poți găsi pe site-ul www.cristianfertea.ro Asta pentru a vedea experiența care o pun la bătaie pentru realizarea acestui, acestui, training. Și hai să vedem, fără alte introduceri, să intrăm direct în subiectul trainingului și să vedem care ar fi primul ingredient pentru succes. Ce am observat de-a lungul timpului? Că nu există succes fără o dorință reală. Deci, primul ingredient este dorința. Pare un, pare un lucru evident că toți am avea dorință. Însă, există dorințe și dorință. Oamenii care își doresc succesul au o dorință puternică. O dorință, dacă, dacă vrei, sub formă de obiectiv, un scop clar, își doresc pe deplin acel lucru. Nu este o dorință de genul mi-ar plăcea să. Întâlnesc foarte mulți oameni care, dacă îi întrebi ce-ți dorești pentru tine, pentru viitorul tău, pentru viața ta, pentru cariera ta, pentru afacerile tale, îți răspund ceva de genul: Păi mi-ar plăcea să și continuă această propoziție. Însă, atunci când vorbim de o dorință puternică, de un scop puternic, de o dorință plină, cum îmi place mie să-i spun, este cu totul, cu totul diferit față de o dorință goală, o dorință de genul mi-ar plăcea să. Și ce am observat, că în general, succesul nu se întâmplă așa, nu trăznește, ca să spun așa, cu succesul în tine, nu te culci fără succes, și a doua zi te trezești de succes. Nu. Proces, succesul este un proces. Iar primul pas în acest proces, în acest proces evolutiv, înspre succes, indiferent care este succesul pe care tu ți-l dorești, este dorința. Să-ți dorești cu adevărat acel lucru. Sigur, fiecare dintre noi putem să ne definim succesul în termenii noștri. Poate pentru, dacă ne dorim succes. Pentru unii, succesul înseamnă, poate, nu știu, 500 de lei în plus pe lună. Poate pentru alții succesul înseamnă să fie cineva la nivel de oraș sau la nivel de țară. Pentru altcineva succesul poate înseamnă să aibă, să aibă o afacere puternică și rentabilă. Poate pentru altcineva succesul înseamnă să fie apreciat. Sau poate pentru altcineva succesul înseamnă o combinație acestor lucruri pe care le-am amintit adineauri și evident și alte lucruri care sunt. Practic această dorință, puternică de a obține lucrurile, este, așa cum spuneam, piatra de temelie. Însă, foarte mulți oameni nu își iau într-un mod conștient și voit această dorință plină. Pentru că au observat că le lipsește, de multe ori și-au și luat această dorință și-au stabilit o dorință, un scop, un obiectiv, Însă, le biseau celelalte patru ingrediente de care o să vorbim astăzi aici și atunci au tras concluzia că ei nu pot să obțină acele lucruri, ei nu pot să devină de succes, ei nu pot să obțină o schimbare radicală, nu pot să obțină orice și-au propus să obțină și atunci renunță. Renunță în a-și mai stabili scopuri, renunță în a mai avea dorințe pline, în a mai avea obiective, în a mai visat pentru, pentru, viața lor. Și sigur că dorința singură, oricât ar fi ea de puternică, oricât ar fi ea de plină, ca să spun așa, este aproape imposibil să se realizeze fără ingredientul numărul 2, care este un vehicol. Deci, practic, ai nevoie de un vehicul care să te ducă din locul în care ești azi, înspre locul în care îți dorești. Unde ți este dorința ta? Dacă, de exemplu, îți dorești să luăm doar latura financiară, îți dorești 5.000 de euro pe lună, atunci ai nevoie de un vehicul care să-ți aducă 5.000 de euro pe lună. Ai nevoie de un vehicol care să te ducă de la venitul tău de astăzi, indiferent care este acesta, la un venit de 5.000 de euro pe lună. Fără un vehicul doar dorința, ah, îmi doresc 5.000 de euro pe lună, ce mi-ar plăcea să am 5.000 de euro pe lună, sau 10.000 sau 50.000, nu are importanță suma. Fără însă un vehicol, dorința rămâne doar o simplă dorință. Practic, dacă nu cauți un vehicol, te îmbeți cu apă rece. Practic, poți să-ți dai seama că ai o dorință plină, că ai o dorință cu adevărat Puternică, în momentul în care încep deja să cauți un vehicul. Îți spui ceva de genul următor. Îmi doresc cu tare lucru sau cu tare lucru și pentru asta caut vehiculul potrivit. Ia un exemplu care să fie ușor de înțeles. Îmi doresc să am o casă de 1000 de metri pătrați cu mult spațiu verde, cu grădină, cu piscină și așa mai departe. Este o dorință. Însă ea devine o dorință plină. O dorință care are șanse de reușită în momentul în care îți pui, e în regulă, aceasta este dorința mea, această casă cu piscină de 1000 de metri pătrați, cu spațiu verde, cu grădină, care este acel vehicol care mi-ar putea duce să îmi îndeplinesc această dorință? Cum aș putea să ajung să am o astfel, o astfel de casă? Sigur că o astfel de casă are un anumit buget pentru a putea fi construită. Și atunci întrebarea care se pune cu venitul actual pe care îl ai astăzi, poți să-ți iei acea casă pe care ți-o dorești? Dacă nu, înseamnă că ai nevoie să cauți un alt vehicol care poate să-ți să, să aducă acea casă. Și la fel este valabil pentru orice dorință pe care o ai. Dacă, de exemplu, îți dorești, și mai e un exemplu acum, îți dorești să fii avansat în companie. Ai nevoie de un vehicul pentru acest lucru sau ai nevoie de un vehicul potrivit. Dacă ești într-o companie în care, deasupra ta, în mod ierarhic vorbind, nu mai este decât proprietarul firmei, înseamnă că nu mai ai unde să avansezi în acea firmă. Deci, acea firmă nu este vehiculul potrivit pentru ceea ce îți dorești tu. Și atunci, poate ar fi interesant să te gândești la o altă firmă care să-ți permită ceea ce îți dorești tu adică să evolueze în, în cariera. Am luat doar două exemple de cum se leagă dorința de existența unui vehicol, dar am observat că nici aceste două nu sunt suficiente ca cineva să ajungă la succes. Adică, poate să aibă dorința, poate să există un vehicol la dispoziție, însă dacă nu are punctul 3, ingredientul numărul 3, și anume motivație și încredere, motivație, încredere, atunci, sigur că lucrurile nu se vor întâmpla. Deci, dacă eu nu am motivație să caut vehiculul, să folosesc vehiculul ca să mă îndeplinesc dorința, sau dacă nu am încredere în acel vehicul sau în acea dorință, sigur că lucrurile nu se vor întâmpla. Deci, am nevoie să-mi să construiesc motivația, am nevoie să-mi construiesc încrederea, am nevoie să-mi construiesc încrederea în mine, am nevoie să-mi construiesc încrederea în direcția în care vreau să merg, am nevoie să construiesc încrederea în folosirea acelui vehicol care să mă ducă acolo unde eu îmi doresc. Sigur că mai e nevoie încă de un ingredient, pot să fiu motivat, pot să am vehiculul, pot să am dorința, însă dacă nu am cunoștințele necesare ca să folosesc acest vehicol sau unul din vehicole sau chiar mai multe vehicole deci dacă nu am know-how, dacă nu am cunoștințele necesare, atunci pot să fiu motivat, pot să am vehiculul, pot să am dorința fără know-how necesar de a folosi acel vehicul, de a aduce modificările care sunt necesare în activitatea mea, în viața mea, în gândirea mea, în acțiunile mele, o să fie foarte dificil să ajung la succes. Sigur, uneori, chiar și fără know-how, se poate ajunge la succes pentru că se face de multe ori la modul intuitiv. Dacă există motivație și încredere suficient de puternică, există un vehicol și dorința este la locul ei, atunci, chiar și fără know-how, am observat că uneori se mai ajunge la succes la modul intuitiv. Sigur că succesul este mai de durat în momentul în care ai și know-how necesar pentru ca să folosești vehiculul potrivit care să ți îndeplinească, să te ducă la îndeplinirea dorinței pe care tu o ai. Și evident, punctul numărul 5, ingredientul 5, care face ca toate aceste lucruri să se lege și să funcționeze, este acțiunea. Practic, dacă nu treci la acțiune, nu se întâmplă nimic. Deci ai nevoie de acțiune. Ai nevoie să cauți vehiculul necesar, ai nevoie să înveți acel vehicul, ai nevoie să faci ajustările necesare, ai nevoie să perseverezi, ai nevoie într-un cuvânt de acțiune. Foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc și care își exprimă faptul că au o dorință, de exemplu, îmi doresc să călătoresc în jurul lumii. Imediat următoarea întrebare pe care le-o pun este și ce ai făcut pentru asta în ultimul an? Ce acțiuni practic ai desfășurat? De obicei răspunsul pe care îl primesc este păi stai să vezi că... Și începe un șir de explicații, de pretexte, de motivații pentru care acea persoană nu a trecut la acțiune. Acțiunea înseamnă căutarea unui vehicul, în acest caz, care să-ți permite să călătorești, dacă asta îți dorești în fiecare an în, în jurul lumii sau să călătorești în jurul lumii, atunci să treci la acțiune, să vedem ce pași ai făcut, ca să găsești vehiculul potrivit, să înveți ulterior să folosești acel vehicul ca tu să-ți îndeplinești dorințele. Sigur, vehiculul este metaforic vorbind. Vehiculul poate fi, eu știu, un, dacă vorbim de zona financiară, poate fi un nou loc de muncă, un alt loc de muncă, o afacere sau o altă afacere, poate fi crearea unui activ sau orice altă, alt vehicul care să -mi aducă să mă ducă la îndeplinirea dorințelor pe care pe care eu le am. S-ar putea să am nevoie, de exemplu, dacă îmi doresc să am o, o apreciere mai mare din partea celorlalți. Ok, atunci întrebarea este ce vehicol să folosesc care să mă ducă să am o apreciere mai mare din partea celor din jurul meu. Și crede mă sunt vehicole care să te ducă, să te pună în lumina reflectoarelor pentru ca tu să obții o apreciere mai mare din partea celorlalți. Însă e nevoie să treci la acțiune, să fii motivat, să cauți acel vehicol, să folosești cunoștințele pe care le-ai și să acumulezi noi cunoștințe, noi, nou know-how, astfel încât într-un final tu să obții acea dorință pe care tu ți-o dorești, respectiv aceea de a fi apreciat. Practic, aceste cinci ingrediente de care am discutat sunt ADN-ul oricărui succes. Indiferent ce succes își dorește cineva, acestea sunt cele cinci lucruri esențiale de bază pentru ca să obții succesul. Dacă simți în acest moment că nu ai succesul pe care ți-l dorești, sau dacă simți că îți dorești mai mult succes, atunci pur și simplu fă un inventar și vezi care din aceste cinci ingrediente îți lipsesc în acest moment în... și fă ajustările necesare. Dacă dorința ți-i ți-reală, chiar îți dorești cu adevărat un lucru, ai vehiculul potrivit. Foarte mulți renunță să împiedică aici între punctul 1 și 2. Au dorință, dar pentru că nu văd vehiculul potrivit sau nu văd cum ar putea să realizeze acel lucru, renunță și la dorință. Și aici este mare capcană. Practic, dacă eu am o dorință, atunci ar fi bine să trec la acțiune, să caut un vehicol, iar această căutare a vehicolului este alimentată de motivația pe care eu am în interiorul meu pentru a-mi îndeplini dorința. În momentul în care o să identific vehiculul, o să am la dispoziție probabil și know-how necesar să folosesc acest vehicul ca el să mă ducă să mă îndeplinesc dorințele. Sigur că acesta poate părea un, uh, un tipar la modul teoretic, o formulă la modul teoretic. Însă, practic, în următorul training o să vin și cu un vehicol care să ți-l pun la dispoziție, cel puțin din punct de vedere informațional, unul sau mai multe vehicole pentru a reuși să ți îndeplinești anumite dorințe pe care tu le ai. Pentru că s-ar putea ca în acest moment să spui, ok, în regulă, eu am dorința aceasta, asta, asta, asta și asta, dar nu am găsit până acum niciun vehicul potrivit. Și atunci, pentru că mulți la trainingurile mele mi-au spus, ok, Cristi, ceea ce ne spui tu în acest training, cum am șeruit informația din acest training, dar și din alte training, ceea ce ne spui tu este foarte frumos, foarte în regulă. Îmi place ceea ce spui tu, sună bine, sună logic, însă poți, te rog să ne pui la dispoziție și în acest caz câteva lucruri, câteva vehicule vehicule practice pe care noi să le putem folosi pentru a ne atinge dorințele și scopurile noastre. Și răspunsul este da, pot, și asta fac prin următorul training, prin care încerc să duc la cunoștința ta și a celor care doresc câteva vehicole care să te ajute pentru îndeplinirea dorințelor. Ca și temă de casă sau ca și pregătire pentru acel training, te rog să te gândești la dorințele tale, la aspirațiile tale. Ce-ți dorești cu adevărat pentru tine? Ce-ți dorești și ești dispus să plătești un preț pentru asta? Adică ești dispus să treci la acțiune, ești în căutare, cauți un vehicol cu adevărat, ai motivația și încrederea necesară ca să-ți îndeplinești acele scopuri, să-ți îndeplinești acele dorințe dacă tu ești pregătit cu adevărat, ai o dorință puternică, atunci cu siguranță informațiile din următorul training îți vor fi utile pentru că îți vor putea aduce soluțiile de care ai nevoie. Și dacă cumva în următorul training nu găsești soluțiile, nu găsești răspunsul, nu găsești vehiculele potrivite pentru tine, nu sunt niciun fel de probleme. Poți să-mi trimiți un mail și o să-ți pot recomanda și alte vehicole care nu le prezint în următorul training, dar care sper și acelea să-ți fie utile. Cu siguranță, dacă nu știu eu răspunsul la dorințele tale, la vehiculul potrivit pentru dorințele tale, prin echipa de experți, prin echipa de oameni cu rezultate, oameni cu experiență, prin conexiunea pe care le-am realizat de-a lungul acestor ani, la nivel național și la nivel internațional, sunt convins că vom găsi recomandarea potrivită și pentru tine, sau soluția potrivită, vehiculul potrivit pentru tine. Sigur, asta în ipoteza care, sublinez încă o dată, ai o dorință puternică, ești pregătit în acest moment să plătești un preț pentru a obține acele lucruri și când spun să plătești un preț, nu mă refer la partea financiară, mă refer un preț în, în muncă, în sacrificii mici, sacrificii dacă este cazul, în mici renunțări. În autodisciplină, în reorganizarea programului, în reorganizarea agendei și așa mai departe. La asta mă refer când spun să plătești un preț. Și dacă ești dispus să plătești un preț, dacă ești dispus să treci la acțiune, atunci îți vom pune la dispoziție vehiculul potrivit sau îți vom recomanda vehiculul potrivit pentru ceea ce îți dorești. Acestea sunt cele 5 ingrediente care sunt convins în acest moment 100% că le regăsești. Aproape în orice succes, în orice realizare, indiferent de realizare de, de, care, de care vorbim. Sunt 100% convins de acest lucru. Mă bucur că ți-ai alocat timp să urmărești acest training. Sper să-ți fie utile aceste ingrediente, aceste informații, și să analizezi încă o dată stadiul în care tu ești astăzi, locul în care tu ești astăzi, locul în care vrei să ajungi ce îți dorești tu pentru tine, pentru viața ta, pentru cariera ta, pentru afacerile tale și să treci acea dorință prin acest filtru, prin acest cinci ingrediente și să vezi unde ai de lucrat, unde ai de uh, ajustat pentru ca tu să obții acele rezultate pe care ți le dorești. Îți doresc mult succes și ne revedem la următorul training cu câteva vehicole care să ți le pun la dispoziție, pe care să ți le recomand, ca tu să, să îndeplinești anumite dorințe, anumite scopuri, anumite obiective, anumite vise. La revedere, o zi bună și abia aștept să ne revedem.